Bebe Foxy, am reușit, m-am angajat. Astăzi va fi prima mea zi de muncă. Yay, tati, unde te-ai angajat? Cum adică unde? Te las pe tine să ghicești. Uite-te la hainele mele. Așa. Știu, ești portar. Sunt portar? Nu sunt portar, bebe Foxy. Mai e un detaliu mic. Vezi meciuri de fotbal, ce? Nu, nu sunt arbitru. Sincer, la asta nu m-am gândit, dar e bună ideea. Aș putea să fluier după gagici. Bravo, bravo, bebe Foxy, bravo. Ce să zic? Unde te-ai angajat? Păi e simplu, uite-te la rățuștele de pe colac. Ești instructor de not? Nu, bebe Foxy, dar seamănă. Sunt salvamar. Yay! Uhu! Da. Super tare. În sfârșit mi-am găsit job, pentru că... Aplauze pentru tati. Da, mersi. Ăștia de aici nu știu că, că am furat bani și m-au angajat imediat. Adică... Are tati job. Da, o să avem acum bănuți și mâncare. Bă, uite, frigiderul plin. O să am bănuți. Bebe Foxy, da. Nu, de data asta nu o să mai las bănuții pe mâna ta, pentru că tu îi cheltui pe toți. Îmi pare rău, dar asta este adevărul, adică ai cheltuit toți bănuții. Când mi-ai prins la mână, cum i-ai topit? Dă-mi bani, te rog. Bine, o să-ți dau, o să-ți cumpăr ceva dulce, dar tu trebuie să rămâi singurică acasă. Între timp eu mă duc la muncă. Dacă e ceva, poți să vii să mă găsești. Singuricu, Toti? Da, te distrezi și tu aici, stai, te uiți la televizor. Mulțumesc, bebe Foxy. Și o să fiu aici în capăt, unde sunt schijeturile alea, știi? Bine, tati. Sunt super obosită. Ești obosită? Bine, atunci pune-te în pat și relaxează-te. Și până la cât stai la job, tati? Păi trebuie să stau până seara târziu. Uneori trebuie să stau chiar până la 1 noaptea. Da, uneori trebuie să stau până la 1 noaptea. Da, e mult, dar asta este, bebe Foxy, adică trebuie să muncesc. Cineva trebuie să aducă bani în casă. Dacă bine, nu, te duci tu să muncești. Ok, bun. Păi atunci hai să te pui la pătuț aici, nu știu, sau să te pui să te relaxezi puțin și eu mă duc la job. Mă duci în camera? Da, haide. Vreau să zici și o poveste înainte să dorm, dar nu pot să dorm așa. Hai să vedem unde este camera ta. Aici este, uite, pune-te în pat așa frumos acolo. Asta e calculatorul, da, am greșit camerele. Aoleu, că nici eu nu mai știu. Nu ne mai găsim camerele, asta e camera ta, uite aici. Așa. Ia, pune-te în pătuț acolo frumos. Așa, bebe Foxy. Păi hai să-ți zic o poveste. Ia, stai așa să vedem. A fost odată ca niciodată o bebelușă pe nume Bebe Foxy, care a primit... Ei, asta sunt eu! Da, care a primit o casă extraordinară și gigantică, unde se pierdea împreună cu tăticul ei și nu-și găseau camerele, da? Suntem noi! Da, Bebe Foxy! Da, și tăticuțul muncea ca și salvamar undeva pe o insulă și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Oh, deja a dormit bebe Foxy. Ce drăguț. Pot să mă duc și eu la muncă. Prima mea zi de muncă. Nu-mi vine să cred. Oh, bună ziua, vecina. Ce faceți? Ați venit în vizită? Oh, dar sunteți drăguță, vecina. Aș putea să-mi folosesc fluierul. Sunteți cam drăguță și a vecina, oh, și aveți o bluziță așa cu un fluturaș, da. Da, mamă, cam drăguță vecina așa. Vecina, mulțumesc că ai venit în vizită, dar trebuie să mă cam duc acum că, știi, mi-am început jobul și așa și trebuie să mă duc să lucrez. Dar îți mulțumesc că ai venit în vizită, așa. Ia să mergem, e plin de vecini aici în vizită. Oh, drăguț. Lasă că bebe Foxy nu o să se simtă singură dacă o să aibă companie. Mă duc frumos acum să mă apuc de treabă. Trebuie să
arăt că știu să fiu salvamar, deși eu am colacul. Fața este că nu prea știu să not. Sper să nu fie o problemă. Sper ca șeful să nu mă dea afară când o să vadă că vin cu colacul. Dar poate nu o să mă verifice niciodată, cine știe. Și stau aici să văd. Alo, 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 mai departe de margine. Domnii, domnii, domnii. Domnii, mai departe de margine. Opa, cineva not aici. Oh, salutare, domnul, salutare, văd că noți pe sub apă, să ai grijă puțin acolo, să nu te negi, așa, toată lumea să meargă. Oh, domnul, 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 înapoi, 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 că ești prea departe, domnul, 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 uite ce costum are domnul ăsta, așa, ia, domnul, domnul, mai încoace tu ăla cu părul alb, alo, schijet, schijet, vin aici, așa. Așa, 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 nu prea departe că valorile încep să fie mari. Opa, cine e domnul ăla de la Dalo, de la distanță? Tu vino aici. Vino aici, nu te mai duveți că ai trecut de geamandură. Vino încoace, domnul. Eu stai să mă duc să văd ce face acolo. Mă duc să not repede cu colacul. Mamă, ce departe este. Domnul, domnul, ce cauți așa departe de geamandură? Ia vino aici. Oh, domnișoara, pardon, domnișoara. Oh, dar ce faceți, domnișoara, aici așa, notați singurică? Nu vă e frică, sunt aici să vă salvez dacă aveți nevoie. Da, 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 gata, uite așa, vă duc până la mal frumușel. Așa, domnișoara, da, da, să că stau în spatele dumneavoastră aici să vă... Să am grijă de dumneavoastră, așa, că și pierd cuvintele când vă văd, da, 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 așa, bă, gata, v-am adus în siguranță. Așa, bun, aveți grijă cu skinjetul ăla, să nu mergeți cu viteză mare. Și-a venit deja noaptea, ce drăguț, ce lună frumoasă. Bebe Foxy, bebe Foxy, sunt tati, aici bebe Foxy, da. Tati, hai repede. Sunt aici, notam. Stai tati. Puțin. Da, păi încă nu mi-am încheiat jobul. Ce faci aici, tati, bebe Foxy, da? Avem fantomii acasă. Am auzit o bubuitură, m-a trezit din somn și când am coborât, era o fantomă. Bebe Foxy, ai avut un vis urât, un coșmar, stai liniștită, nu era nicio fantomă. Nu era nicio fantomă, bebe Foxy. Stai liniștită, nu e nicio problemă. Hai să mergem până acasă să vezi, dar să nu mă prindă șeful cumva că lipsesc. Hai de repede până acasă. Mai aveam încă o jumătate de oră de stat. Dar nu poți pleca, că te concediază. Păi atunci du-te singură până acasă, bebe Foxy, și eu mai stau aici. A fost un vis, i-am spus, bebe Foxy, stai liniștită. A fost un coșmar. Ba da, a fost un vis, stai liniștită. Și cum mă mai duc să dorm, tati, până vii tu? Păi du-te și dormi liniștită acolo, că eu imediat gat și vin și eu. Nu, bine, hai bine. Bine, bebe Foxy, bine, bine, du-te, du-te acasă. Atât de frică. Stai liniștită că nu se întâmplă nimic, a fost doar un coșmar. Of, a avut un coșmar, bebe Foxy. Aoleo, sper că acum o să meargă acasă și o să doarmă liniștită. Bebe Foxy, bebe Foxy, de ce ții bebe Foxy? Tati, visez sau
bebe Foxy, e plin de fantome. E plin de fantome în casă, bebe Foxy, hai să fugim repede. Hai să ne ascundem, hai să fugim de aici. Pe unde să, hai să sărim la vecinul aici pe barcă. Sărim la vecinul pe barcă, vino aici, unde ești bebe Foxy? Hai aici să ne ascundem repede. Aoleo, bebe Foxy. Hai să fugim, hai să fugim, să mergem undeva să ne ascundem. Uite aici, hai repede aici pe iahtul ăsta. Hai că ne urmăresc fantomele, bebe Foxy, vin aici. Tati, ajutor. Aoleo, ne urmăresc fantomele astea. Hai pe aici, pe sus, pe sus, pe sus, pe sus. Aoleo, nu, ne-a dat afară din casă. Nu pot să cred, cum e posibil? Fantomele ne urmăresc, bebe Foxy. Fugi, 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 bebe Foxy, vino pe aici, bebe Foxy, fugi.